Zeci de tineri olimpici din mai multe județe ale țării au venit la Botoșani să învețe să lupte în cadrul taberei de la Gafton. Este vorba despre tabăra militară Airsoft, prima tabără cu specific militar din țară. Am ales să vin împreună cu un grup de 19 tineri din județul Oltă, membrii voluntari ai unei asociații din Slatina, nu asociație de profil gen club sportiv Airsoft, dar tinerii în general, tineri olimpici, tineri cu rezultate deosebite din județul Olt, care au ales să aplice la această tabără în dorința lor de a descoperi tainele acestui sport. Olimpici matematică, informatică, chiar am aici alături în această tabără, avem grupul de 3 tineri care au câștigat la concursul național de robotică la vârsta 13-14 ani, tineri care ne vor reprezenta România în noiembrie în India, la competiția internațională. Tinerii se arată fascinați de armele și de jocurile de strategie care îi scot din rutina învățării pentru olimpiade. Anul acesta la olimpiada de matematică am obținut medalie de bronz, la informatică medalie de argint și la robotică am luat locul întâi. Este prima dată când particip la o tabără militară. De ce ai ales tabără militară? Este ceva nou pe care nu l-am mai încercat. Și cum ți se pare? Este frumos. Anul trecut am participat și am luat locul al treilea la etapa națională, iar anul acesta am reușit să ne calificăm. Ați construit roboți sau? Da, și anul trecut și pe parcurs am mai construit alți roboți, am avut alte proiecte. Este ceva nou și am vrut să încercăm și asta și am vrut să vedem dacă este dificil. Și este? Până acum nu este foarte dificil, dar vom vedea. Chiar și tinerii din Botoșani se declară mulțumiți de alegerea făcută și spun că este o plăcere să se afle într-un asemenea cadru de unde pot învăța multe. Învăț la Liceul Militar Ștefan cel Mare, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, și am 16 ani. De ce ai ales să vii într-o astfel de tabără? Pentru că îmi place armata, îmi plac armele, îmi place Airsoft, îmi place tot ce înseamnă supraviețuire, armată. Adolescenții au învățat jocuri de strategie, cum să tragă cu arma, tipuri de arme, cum să lucreze într-o echipă astfel încât să câștige. Cotul de obicei poți să-l sprijini pentru a avea un control mai mare asupra armei. Da? Totodată din poziția asta, dacă trebuie să te miști repede, o poți face. Ovidiu Apostoaie, organizator al taberei militare Airsoft, se arată surprins și în același timp încântat de cât de repede au reușit tinerii să învețe și mai ales de obediența și de responsabilitatea de care dau dovadă. Nu m-am așteptat ca tinerii din ziua de azi să fie așa receptivi la disciplină și deocamdată o să vedem cum o să decurgă lucrurile pe parcurs. Sunt organizați în sistem militar, în grupe, cu comandanți de grupe, comandanți de pluton, care răspund pentru fiecare din grupa lui, din subordinea lui, care, în fine, îi învățăm să fie responsabili. Tabăra a început vineri, pe 12 august, și se va încheia miercuri, 17 august. Airsoftul este un sport nou în România care încurajează pe tineri să fie responsabili, să învețe, distrându-se și, cel mai important, să-și facă prieteni.